Considerat a fi un răspuns emoțional declanșat de o amenințare iminentă, frica este cea mai mare provocare pe care trebuie să o depășim pentru a crea schimbarea pe care dorim să o vedem în viața noastră. Dacă este întotdeauna evitată, frica va deveni un monstru care ne va prinde în închisoarea întunecată a minții noastre. Este teama care ne împiedică să ajungem la visurile noastre înalte. Ne ascundem, alergăm, avem o stare dificilă și asta doar pentru a evita frica. Adevărul este că frica are control complet asupra noastră pentru că nu trăim în prezent, ci în mintea noastră. Este dovedit științific că orice om se naște cu doar două frici, frica de a cădea și frica de zgomote puternice. În anul 1960 a fost realizat un studiu pe bebelușii între 6 și 14 luni și pe anumiți pui de animale. Subiecții au fost lăsați pe o platformă la înălțime care avea dincolo de marginile ei o altă suprafață acoperită cu sticlă, transparentă, pentru a observa câți dintre aceștia ar trece de bariera vizuală. Niciun subiect, atât animale cât și copii, nu au călcat pe suprafața transparentă. Acest lucru s-a întâmplat din cauza fricii de a nu cădea, care reprezintă un instinct necesar supraviețuirii multor specii. Când auziți sunete foarte puternice, ce deranjează, cel mai probabil organismul va reacționa printr-un proces automat cunoscut ca luptă, fugi, îngheață, leșină. Reacția corpului este una de protecție. Când se confruntă cu o amenințare, o parte a creierului numită amigdala, care procesează memoria, reacțiile decizionale și reacțiile emoționale, ei se declanșează și acționează partea rațională și gânditoare a creierului. Cu alte cuvinte, amigdala, sau cum mai este numită centrul fricii din creier, decide pentru noi dacă ar trebui să rămânem, să luptăm, să fugim sau să ne prefacem că am fi morți. Amigdala se străduiește să facă diferența între tipurile de pericol asupra cărora suntem expuși. Deci dacă un sunet este foarte puternic, vei avea un reflex acustic, îți vei acoperi urechile, iar în funcție de intensitatea sunetului îți vei lăsa capul în jos. Dar totuși, cum rămâne cu celelalte frici? Cum se dezvoltă? Restul de o infinitate de frici se învață. Frica de șerpi, de păianjen, de întuneric, se numesc temeri naturale dezvoltate de la o vârstă fragedă, influențate de mediul în care ne dezvoltăm și de cultura noastră. Deci dacă o mamă îi spune copilului ei să nu iasă singur când e întuneric afară pentru că se pot întâmpla multe fapte periculoase, acest lucru, în timp, dă nașterii fricii de întuneric deoarece în mintea copilului se stochează o informație care asociază întunericul cu pericolul. Există frici care se dezvoltă și datorită informațiilor acumulate. Spre exemplu, dacă ai fost învățat la școală că șerpii din zona în care locuiești sunt veninoși, în mod automat ție îți va fi frică de aceștia. Frica poate manipula atât de ușor ființa umană și atât de subtil. Guvernele sunt conștiente că nu mai poți controla omul cu biciul, dar prin frică și prin implantarea în creier a ideii că oricând ți se poate întâmpla ceva, dacă nu respecti regulile lor, guvernele își pot atinge scopurile. Dar amintiți-vă că a fi speriat nu este întotdeauna un lucru rău, deoarece frica la bază a fost un mecanism de supraviețuire. Ca de obicei, țin să vă mulțumesc pentru timpul acordat vizionării. Iar dacă ți-a plăcut, nu uita de like sau share, m-ar ajuta foarte mult. Pe data viitoare!